Până la urmă, termenul pentru finalizarea reabilitării statuei ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare a fost din nou amânat. Și asta în pofida faptului că lucrările au avut un ritm mulțumitor pe timpul verii. Potrivit primarului Sucevei Ion Lungu, constructorul a stabilit termenul final pentru încheierea lucrărilor pe 10 noiembrie. La statuie, la fel, este un progres față de săptămâna trecută. Ați văzut părintele un nou termen aici, data de 10 noiembrie. Cred că este fezabil. Erau oameni acolo la locul de aloial, partea electrică. Au pus acele reflectoare pe statuie deasupra și o să fie ceva deosebit, să poate vedea statuia din centrul orașului Suceava. Dar încă mai este de lucru. Au dus parte din bănci de acolo, e și o lucrare frumoasă, dar mai avem de lucru, luăm așa de bună termenul de 10 noiembrie.